rușine bătrâna când vă vedea în carne și oasle. Lua-te înainte. Dar asta ce? Ah, aici sunt găinile mamei. Mamă! Haideți pe aici. Fiți atente să nu vă împiedicați. E romantic aici. E romantic. Parcă ar fi la talcioc. Dar știți cum sunt bătrâni. Nu vor să arunce nimic. Să fi fost eu cineva, puteam să o transform în casă memorială. Mamă! Mamă! Geluțu! Unde ești, mamă? Aici sunt. Dar ce faci acolo, mamă? L-am găsit pe tactu. Nu-i fi mata aia de la televizor. Chiar dânsa e. Știți, treceam pe aici împreună cu fica dumneavoastră și o ducea la mama dânse și atunci am vrut să te cunoască și pe dumneata. Dar mata cui ești? A lui Rădoi. Rădoi, bărbatul ăla înalt, frumos, cu sprâncenele groase, care s-a prăpădit acu 5 ani. Da, el era. Și mama dumitale, nu-i una mititică cu neg pe frunte? A? Gata, mama, gata. Ajunge. Așa face el când îl apucă. Vreau să vă întreb și eu ceva. Nu mă lăsați deloc să vorbesc. Vreau să vă întreb și eu ceva. Da, mata, ești măritată. De mult, sunt măritată. Și ai avut noroc de un băiat bun? Foarte bun. Dar ce faci tu, mamă? Bun. E interviu. Da, mata, ai copii? Da, am un băiat. E bine că ai făcut copil. E bine, meseria e meserie, dar ce rămâne după om, tot viață trebuie să fie. Hai, gata, mamă, gata. Ajunge. Hai să plecăm, că dacă vine controlul, nici televiziunea nu mai scapă. Vai, dar nu v-am servit cu nimic. Dar nici nu trebuia. Mi-a făcut mare plăcere că v-am cunoscut. E așa de frumos aici la dumneavoastră, câtă verdeață și câte flori. Mi-a plăcut tare mult și mai ales dumneavoastră, să știți. Să fii sănătoasă. Și vezi, nu mai lăsa ușile vraiște. E, da, că vine careva să mă fure. Hai, pa! Să trăiești, Geluțo, că mi-ai făcut și tu o bucurie și ai grijă de tine. La revedere! Să trăiești, să fii sănătoasă! Mulțumesc! Ești frumoasă și deșteaptă, dar la televizor mai frumoasă, nu știu ce-ți faci acolo, că acolo ești mai frumoasă. Nemaipomenită mama ai.